trecut la limită în Consiliul Local Deva proiectul privind realizarea unei picturi cu Nadia Comăneci pe pereții exteriori ai Agenției Județene pentru Ocuparea Forței de Muncă merge înainte. Mai mult, conform declarațiilor primarului Devei, Florin Oancea, la finele ședinței de Consiliul Local de miercuri, pictura va fi finalizată chiar în această săptămână. Vineri va fi finalizată. Suntem astăzi, în data de 30, miercuri, vineri 2 noiembrie va fi finalizată. Mă bucur că, trebuie să recunosc că a fost un proiect de suflet, dar nu numai al meu, ca primar și ca devean, cred că al tuturor devenilor. Să ai acceptul Nadiei Comăneci ca în municipiul Deva, în zona centrală, în imediată vecinătatea primăriei, să fie imaginea ei, este mare lucru pentru noi toți și un motiv de, și de bucurie și de mândrie. Dar lucrul cel mai important este că Nadia va reveni la Deva după mai bine de 25 de ani, în orașul în care a studiat și a fost legitimată la liceul cu program sportiv Cetate Deva. Am început demersurile și corespundăm cu Nadia. În cursul anului viitor, 2020, a acceptat invitația de principiu, va reveni în municipiul Deva. Nu am mai fost în Deva din 1994. Și cred că această pictură este un motiv în plus să revin anul viitor la Deva. Nadia Comăneci este considerată cea mai mare gimnastă a tuturor timpurilor, fiind prima sportivă care a obținut nota maximă pentru exercițiu și are în palmares 5 titluri olimpice, 2 mondiale și 9 europene.